Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. La Europa FM căutăm să stăm de vorbă cu specialiștii, cu experții pentru starea noastră de bine și discutăm inclusiv despre temele ceva mai sensibile, dar pe care este bine să le cunoaștem și mai ales este bine să înțelegem cum putem să ne protejăm, cum putem să limităm efectele atunci când apare o problemă și întotdeauna specialiștii sunt cei care ne pot da răspunsurile de care avem nevoie. Tocmai de aceea astăzi la Europa FM stăm de vorbă cu un hematolog pe care a trebuit să-l cunoașteți. Dacă nu, o să aveți ocazia chiar acum. Doamna doctor Sorina Bădeliță, bun venit la Europa FM. Vă mulțumesc pentru invitație și vă mulțumesc pentru posibilitatea de a discuta despre o boală extrem de rară, dar o boală dramatică numită mielom multiplu. Zic că a trebuit să vă cunoască cei care sunt preocupați de acest subiect, pentru că dumneavoastră explicați așa cumva pe înțelesul oamenilor despre ce este vorba în cazul mielomului multiplu și mai ales cum poate fi tratat și ce ar trebui să facă un pacient diagnosticat astfel. Dar haideți să o luăm cumva cu începutul. Ce este până la urmă mielomul multiplu? Mielomul multiplu este o boală malignă hematologică în care apare o creștere anormală în măduva osoasă a numărului de celule numite plasmocite, celule cu rol important în mecanismul de apărare a organismului și care produc, în schimb, o proteină patologică anormală numită proteină monoclonală. Mielomul multiplu este o boală rară, reprezentând doar 1% din totalul cancerelor și este a doua malignitate malignă hematologică ca și frecvență. Afectează în principal persoanele în vârstă, undeva o medie de vârstă pentru diagnostic fiind peste 65 de ani, în prezent în România fiind peste 2000 de pacienți tratați pentru această boală. De ce să se gândească un pacient la mielomul multiplu? El ar trebui să-și pună aceste semne întrebare dacă începe să prezinte dureri osoase persistente, dureri osoase în punct fix, coroborate cu astenie fizică și posibil apariție de mici fracturi osoase. Analizele de laborator ale pacienților pot prezenta cel mai frecvent anemie, creșterea valorilor creatininei, calciului, proteinelor din sânge și creșterea valorii VSH-ului. De asemenea, pacienții efectuează investigații imagistice datorită apariției durerilor osoase, iar aceste investigații imagistice tip radiografii osoase sau tomografii sau examene RMN, de cele mai multe ori prezintă modificări tip demineralizare importantă sau leziuni tipice, numite leziuni de osteoliză, care apar ca niște mici găuri la nivelul oaselor scanate. Doamna Sorina Bădeliță, care este semnul cel mai frecvent pe care un pacient îl simte, îl vede și care ar trebui să-l trimită direct la dumneavoastră, la un specialist? 90% din pacienți prezintă dureri osoase. Dureri osoase la nivelul oaselor late, la nivelul craniului, la nivelul brațelor, la nivelul membrelor, la nivelul bazinului, coastelor. Frecvent pacienții vin la noi cu fracturi costale fără să fi avut un traumatism semnificativ. Ce trebuie să știe pacienții care au mielom multiplu? Ce măsuri de prevenție ar trebui să ia? În această boală, pe lângă tratamentul specific curativ pentru mielomul multiplu, este foarte important tratamentul suportiv, practic, și profilaxia posibilelor complicații legate de boală sau de tratament. Deoarece este o boală a sângelui, apărută printr-un dezechilibru de producție a celulelor sănătoase la nivelul măduvei osoase, pacienții prezintă o scădere a imunității, cu riscul apariției de infecții virale și bacteriene, motiv pentru care pacienții sunt sfătuiți să evite locurile aglomerate, în special în perioada virozelor, să se spele frecvent pe mâini, să spele întotdeauna fructele și legumele, să se vaccineze antigripal în fiecare toamnă și să-și monitorizeze zilnic temperatura, urmând să anunțe medicul de familie sau medicul curant dacă prezintă febră. De asemenea, pacientul sunt sfătuit să se hidrateze chiar de la început. Este principala recomandare pe care o facem pacienților, nu le punem restricții alimentare, dar în schimb este rugămintea noastră către pacient să se hidrateze zilnic,
Pentru și să evite deshidratările din perioada de vară, datorită apariției unei complicații frecvente în mielomul multiplu, insuficiența renală, lezarea rinichiului, mulți pacienți ajungând în hemodializă datorită afectării renale în cadrul mielomului multiplu. Deoarece fracturile pe os patologic pot apărea frecvent la această boală, pacienții sunt învățați să nu care greutăți, să nu facă mișcări bruște, să nu se aplece mult, să nu se împiedice și să cadă și să-și adapteze casa nevoilor actuale ale dumnealor. În baie, practic, să securizeze zonele alunecoase cu covoare antiderapante, să monteze balustrade de suport. Iar când boala este controlată de tratament, se recomandă obligatorie efectuarea de plimbări, kinetoterapie, gimnastică medicală și not, sub supravegherea unui profesionist. Înțeleg că în momentul în care s-a pus un asemenea diagnostic, urmează un tratament lung, un tratament de durată, corect? Da, este o boală cronică în care terapia în mielomul multiplu a evoluat extrem de mult. Nu este o terapie curativă, dar supraviețuirea a crescut semnificativ, s-a dublat în ultimii 10 ani de zile. Dar, din păcate, supraviețuirea a crescut făcând, practic, pacientul dependent de terapie specifică permanentă. Pacientul este dependent de spital și de terapia specifică mielomului multiplu. Ajungem cumva la următoarea întrebare pe care voiam să vi-o adresez. De ce este important ca un pacient cu mielom multiplu să urmeze tratamentul? Este important să-și urmeze tratamentul și ritmicitatea administrării tratamentului, tocmai pentru a induce remisiune bolii și pentru a menține această remisiune cât mai mult timp, prelungind secundar supraviețuirea. Practic, medicul trebuie să explice pacientului necesitatea începerii cât mai rapide a tratamentului în cazul unui mielom multiplu simptomatic la diagnostic, să explice opțiunile de tratament existente, dacă este sau nu eligibil de autotransplant medular. Pacienții tineri, sub 65 de ani, sunt eligibili pentru autotransplant medular, care se face în mod obișnuit și la noi în țară. După alegerea liniei de terapie, medicul trebuie să îi prezinte pacientului posibile complicații legate de tratament și de evoluția bolii. Este foarte important ca pacientul să înțeleagă necesitatea complianței la tratament, să respecte programul de administrare a terapiei, datele de programare la controle periodice. Alegerea corectă și personalizată a terapiei fiecărui pacient, colaborată cu respectarea programului de vizită și tratament la spital, duce la controlul bolii pe timp îndelungat, la scăderea numărului sau intensității complicațiilor și la creșterea semnificativă a supraviețuirii pacientului. În prezent, în orice spital din România, în orice secție de hematologie, pacientul are acces la cele mai noi terapii aprobate de ghidurile europene și de Asociația Europeană a Medicamentului pentru terapia pacientului cu mielom multiplu. Bun, vorbim despre o formă rară, agresivă de cancer al sângelui. În această perioadă, toată lumea s-a concentrat asupra altor probleme, asupra pandemiei. Ce impact a avut pandemia asupra pacienților? Așa este. Primele două, trei luni din pandemie, anul trecut, au avut un impact semnificativ atât asupra pacienților cât și a personalului medical și a tot ce înseamnă spitale. Dar după aceste două, trei luni în care, într-adevăr, au fost pauze, au fost întreruperi, au fost limitări ale accesului pacienților în spitale, lucrurile s-au organizat mult mai bine și acum, practic, funcționăm la capacitate normală, spitalele non-COVID, astfel că primim pacienți ca în orice perioadă non-COVID, să zic așa. Pandemia, având un impact considerabil asupra accesului pacienților bolnavilor cronici în România la serviciile medicale și asupra acestor servicii. Dar acest lucru, într-adevăr, a fost doar anul trecut. În prezent, practic, spitalele și-au adaptat circuitele, astfel încât pacienții cu boli cronice și hemato-oncologice să-și poată urma tratamentul în siguranță și astfel încât să nu existe întârzieri datorate pandemiei, întârzieri de tratament sau de vizite la medici. Dar, din păcate, mă scuzați, frica pacienților nu a trecut și teama pacienților este încă mare și, practic, campania noastră este tocmai pentru a chema pacienții să aibă curaj să vină la tratament, la diagnostic și să vină să se investigheze în spitale. Tocmai pentru a evita creșterea numărului de pacienți cu stadii
avansate de boală, stadii complicate de boală, care practic duc la scurtarea supraviețuirii în pacient. Doamna doctor Sorina Bădeliță, înțeleg că în momentul în care tratamentul este întrerupt sau este întrerupt contactul cu medicul, pacientul se expune la mult mai multe riscuri. Așa este, boala va reveni mult mai rapid, boala revine mai agresiv și posibilitatea de a o controla în timp scurt și bine, sperând într-un răspuns complet, scade semnificativ. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu mielomul multiplu sau poate s-au pierdut în multitudinea de informații disponibile online, haideți să le recapitulăm exact ce înseamnă, care este semnul sau care sunt semnele care ar trebui imediat să ne trimită la doctor și ce urmează după ce s-a primit acest diagnostic. Practic, pacientului trebuie să-i atragă atenția durerea. Durere persistentă, de obicei localizată în același punct sau în aceeași regiune a corpului, asociată cu astenie fizică. Astenie fizică treptat apărută și accentuată în ultimele săptămâni sau luni de zile. Bineînțeles, pacientul merge la controle, merge la, în primul rând la medicul de familie sau un medic internist să vadă ce se întâmplă, de ce îl doare, de ce este obosit. Face analize de sânge, analize care de cele mai multe ori arată anemie, anemia practic ducând la astenie, apariția oboselii și asteniei fizice. Analizele de cele mai multe ori arată creșterea valorii creatininei, a VSH-ului, da? Creșterea modificărilor electroforezei proteinelor serice cu modificări la nivelul dozării de imunoglobuline, pe toți știm imunoglobulina A, IgM, IgG-ul. Aceste lucruri apar pe electroforeza pacientului cu mielom multiplu. Iar investigațiile imagistice, radiografiile, vor arăta clar leziuni osoase, leziuni specifice, fie de mineralizare, fie leziuni de osteoliză, mici găuri la nivelul oaselor, fie fracturi sau fisuri recent apărute, fără traume majore. După care urmează... După care medicul de familie sau medicul specialist, internist, nefrolog, ortoped, trimite pacientul către medicul hematolog. De cele mai multe ori, din păcate, hematologi nu sunt în orice județ, ceea ce face ca numărul pacienților să crească la nivelul centrelor mari din țară. Pacientul este internat pentru o scurtă perioadă de timp, depinde cât de grav vine și cu ce complicații se prezintă la diagnostic. Pentru o scurtă perioadă de timp, de câteva zile, este internat pentru investigații suplimentare, pentru efectuarea punctiei medulare și completarea imaginilor radiologice. Se stabilește diagnosticul de certitudine și are loc o discuție cu pacientul și familia pacientului, prin care se explică, practic, despre boală, despre posibilele complicații, actualele complicații și despre tratamentul, variantele de tratament disponibile acum și la noi în țară, astfel încât de comun acord, practic, alegem cu pacientul ce vom face în continuare. Și, practic, este după aceea foarte, foarte important pentru pacientul diagnosticat cu mielom multiplu să-și urmeze tratamentul. Să-și urmeze tratamentul. Tocmai din acest motiv este important ca fiecare medic să discute cu propriul pacient, să întrebe și să fim interesați. Ne dorim cu toții ca pacienții să intre în remisiune, să meargă bine, dar noi trebuie să ne gândim. Terapia modernă în oncologie în acest moment cuprinde foarte mult un nou standard numit calitatea vieții pacientului. Să punem în primul plan calitatea vieții pacientului, să ne interesăm dacă pacientul poate face naveta, dacă pacientul dorește să facă tratamentul în spitalul din județul de care aparține și la noi doar să vină la controle periodice pentru a-i face un bilanț care nu poate fi efectuat în județul respectiv. Dacă pacientul îi explicăm, pacientului explicăm existența asociației de pacienți SOS Mielom, în care poate face parte, astfel încât să beneficieze de programe gratuite, fie de cazare, fie de transport, astfel încât să-i ușureze practic venirea la spital și să crească practic complianța pacientului la tratament și la vizitele periodice de control la spital. Doamna doctor Sorina Bădeliță, vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.